Nu știu dacă vă spune ceva următoarele nume: Cristian Precup, Ovidiu Costan, Darius Kovaci, Rich McIntyre, Tim Shoemaker, Bob Jones, Rob Martin. Nu știu dacă vă spun ceva numele astea. Dacă auziți de Impact Quartet, poate vă spune ceva. Dacă auziți de Glory Gates Quartet, poate i-ați văzut pe internet. Concertele cele mai multe le-au susținut în America, și anume în statele California și Arizona, iar din anul 2003 și în România. Adesea grupul a fost invitat să interpreteze imnul de stat al Americii la meciurile de basket ale echipelor LA Lakers și Sparks. Frați și surori, stimați ascultători și telespectatori care ne urmăriți pe internet, în seara aceasta dați-mi voie să vă prezint grupul Glory Gates Quartet din Statele Unite. Domnul să-i binecuvinteze! Rich McIntyre, Bob Jones, Tim Shoemaker și Rob Martin. We are glad to be here in Romania. Suntem foarte bucuroși să fim în seara asta cu voi în România. And we enjoy being here with all our brothers and sisters. Și ne bucurăm să fim împreună cu voi, frați și surorile noastre. And I'm reminded of the Apostle Paul. Mi-amintesc de Apostolul Pavel. When he wrote to the church in Rome. Când a mers în biserica din Roma. In the first chapter, in the 15th verse. În primul capitol, versetul 15. He said he was eager to come and be in their midst and share with them the gospel. Era nerăbdător să vină în mijlocul lor, să fie cu ei și să le împărtășească Evanghelia. And we are also here tonight. Și noi de asemenea suntem în seara aceasta aici. To share with you the gospel of grace. Ca să vă împărtășim Evanghelia Harului. Because it is the power of God. Pentru că este puterea lui Dumnezeu. And it is a power that we all need in our life. Și este puterea de care cu toții avem nevoie în viețile noastre. And we pray that the messages in these songs. Ne rugăm ca mesajele acestor melodii would be understood. Să fie înțelese bine. As they so clearly communicate that gospel of Jesus Christ. Și să comunice clar Evanghelia vie a lui Iisus Hristos. Because he and he alone. Pentru că el și numai el singurul. Died for us. A murit pentru noi. His hands were pierced. Mâinile au fost străpunse. For our sins. Pentru păcatele noastre. So that we may live forever. Ca să trăim o veșnicie. Place, oh, the
God, just to give me grace and to think a hand that holds the stars is small enough to mend one.